Obișnuit tablou mesianic. Hristos, arhiereul și învățătorul cel mare, apostolii care stau tot timpul și au lecții de îndumnezeire și împrejur tot timpul oameni pregătiți sau care vor, sau care se străduiesc să se îndumnezeiască. Toți doresc să se vindece, toți doresc să dobândească înțelepciunea, toți doresc să-L cunoască pe Dumnezeu, toți doresc să se apropie de Dumnezeu, toți ar vrea să fie în grațiile lui Dumnezeu, sau mă gândesc la tânărul de astăzi, care a încercat într-un mod suficient de sensibil ca pregătire sufletească să creadă că a atins o anumită măsură, așa cum și între noi adeseori găsim oameni care poate în mintea lor sau în gândul lor, după multă osteneală și multă străduință, se pot gândi oare la ce măsură am ajuns eu? De ce această măsură? Pentru că tânărul din Evanghelia de astăzi, ascultând o parte din pildele Mântuitorului, s-a încălzit cu inima, s-a încins cu mintea la ceea ce înseamnă credință, s-a entuziasmat la cuvintele lui Dumnezeu. Noi nu știm câte parabole fi spus Hristos înainte și de cât timp acest tânăr sta în preajma lui, dar mai ales că și-a arătat deosebita plăcere de a intra în dialog cu Hristos pe un ton și educat și elevat. Bunule învățător, doresc să moștenesc viața de veci, poruncile le păzesc din tinerețe, deci iată avem trei răspunsuri clare și categorice care ne arată că noi avem de-a face cu ce? Cu un om cunoscător al Sfintei Scripturi. Și în ortodoxia noastră actuală avem suficienți oameni pregătiți să cunoască tainele și legea lui Dumnezeu. Școlile seminariale, școlile teologice, Academia Teologică, masteratul, doctoratul, pregătesc oameni de înaltă ținută teologică. Ca și tânărul de azi. Eu știu toate poruncile. Însă, dacă deschidem o filocalie și căutăm feluritele forme de apropiere de Dumnezeu, vom vedea că cea mai grea formă de a te apropia de Dumnezeu este adâncul de smerenie, este adâncul de pătrundere în rugăciune, ne spune psalmistul David, adânc pe adânc cheamă, sau, ne spune tot psalmistul David, suișurea pus în inima sa din putere în putere, adică dintr-o treaptă în alta, dintr-o temelie în alta, dintr-o lucrare în alta și în cele din urmă până la vederea lui Dumnezeu, până la cunoașterea lui Dumnezeu, până la înțelegerea lui Dumnezeu și mă opresc aici, pentru că noi astăzi ne întâlnim cu un tânăr care știe teoretic toate regulile legii celei vechi și le păzește cu desăvârșire, dar nu-L cunoaște pe Dumnezeu, nu-L înțelege pe Dumnezeu și nu-L pricepe pe Dumnezeu. Și o să vedeți din conținutul lecției de astăzi că el este ușor furat de mirajul și de peisajul care poate și pe noi adeseori ne fură. Intrăm cu plăcere într-o biserică, ne-am închinat, ne-a impresionat mirosul de tămâie, ne-a impresionat dialogul cu părintele, ne-a impresionat dialogul cu duhovnicul, ne-a impresionat dialogul cu creștinii cu care ne-am întâlnit, poate cu cartea care am citit-o, și deodată credem, cumva așa mistuiți de o viteză a momentului, că am dobândit deja râvna cea bună și suntem pe o cărare foarte bună. Ei, să știți că acea cărare
deși pare bătătorită când calci cu tălpile goale, simți toate țepușele necunoașterii de Dumnezeu. Și iată-l pe băiat, în primul contact, ne arată că avem de-a face cu un dregător oarecare, un dregător oarecare. De ce îi spune la început oarecare și de ce la urmă Hristos vorbește de bogăție? Pentru că atunci când venim la Dumnezeu, noi trebuie să venim în mod anonim. Boala secolului, la ora actuală, este afișarea titlurilor, care pe Dumnezeu nu îl interesează. Dacă moare un fotbalist, e tot un suflet. Dacă moare un președinte, e tot un suflet. Dacă moare un ministru, e tot un suflet. Dacă moare o bătrână de la țară, e tot un suflet. Dacă moare un prunc din leagănă, e tot un suflet. Dacă moare un mare profesor sau geniu, e tot un suflet. De ce? Prietenia cea cu lumea te lasă singur la mormânt. Iar sus în cer, tovarăși mai departe, faptele credinței sunt. Acolo când ajungi la Dumnezeu, titlul și onorul este desfințat de zisa din slujba morților. Atunci când să dobândim lumea, în groapă ne sălășluim. În deșert se tulbură tot omul. Viața aceasta este o umbră și un vis. Deci, indiferent de statutul personal, să nu aveți impresia că dacă a murit un rege, Dumnezeu scoală îngerii picioare și îi pune să aplaude. Să aveți impresia că dacă a murit un împărat sau un mare dregător, în cer deja se trag clopotele și sunt multe lacrimi cu batiste îngeri în mână. Nu! Orice muritor dă socoteală înaintea lui Dumnezeu. Întâi ca om, apoi ca conștiință, al treilea ca fapte, al patrulea ca sensibilitate și milă sufletească, care trebuie să o ai față de semine, adică aplicația decalogului, și nu la urmă, pentru cele săvârșite pe parcursul vieții, bune sau rele. Și le găsim înșiruite suficient de bine atunci când vorbim de înfricoșata judecată. Flămând, gol, dezbrăcat, bolnav, în temniță și ați făcut toate mie. Dar el nu era Dumnezeu? Ba da. Dar era în forma omenească. Era întrupat din Fecioara Maria și era venit cu afectele noastre pământești să le corecteze prin ascultarea de Tatăl. Deci la baza transfigurării, la baza restaurării, la baza îndumnezeirii omului, stă ascultarea de Dumnezeu. Și o să vedem pe parcurs că tânărul, deși îi spune bunule învățător, nu se adresează către Dumnezeu ca unui bun învățător, ci ne demonstrează anumită aplicabilitate de incorecție asupra ceea ce face.